Vă explică dânsul. Dar n-a fost o acțiune pașnică? Și dumneavoastră participați la această activitate? N-a fost o acțiune pașnică. Dumneavoastră participați la această activitate? Mi se pare că a fost o acțiune pașnică, deci e legală, conform standardelor europene. Sau jandarmeria română n-a auzit de standarde europene. Știți, cunoașteți legea? Știu, da. Știu și legea 60-61, știu și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, știu și Constituția. Ce prevede legea 60? În spații publice, dacă o faci pașnic, e un protest legal. Care trebuie, vedeți, prealabil, vedeți, declarat. Nu neapărat, dacă e chestie ad hoc, nu poți neapărat să vii. Dacă e chestie ad hoc, poți să vii și așa. Mai ales dacă e legal. Vedeți ce spune practica CEDO? România a fost de câteva ori condamnată și o să mai fie pentru abuzul jandarmerești. Bine că nu-i împușcați, numai avertizare e... Bine că nu-i împușcați, numai avertizare e chiar incredibil de civilizat. Bade și logo-ul PSD. Nu avem niciun drept să spunem. Păi cum să facă referent? Da, da. Referendum. Păi cine? Că nu PSD vrea referendum, nu? Aur. Aur, da. Partenerii lor. Nu, că e mare diferență. Da, da. Jandarmul zice că meeting-ul trebuie anunțat la primărie. Da, și l-au anunțat pe internet. Voi ați venit cu garduri, deci erați pregătiți să ne asigurați un drept fundamental. Libertatea de întrunire și de asociere. Care e problema? De ce să dai avertizare pentru protest pașnic? Decât dacă ești fostă securitate, jandarmeria statului totalitar. Dacă nu înțelegi funcționarea drepturilor omului și a legilor, te apuci să dai avertizări și amenzi pentru un drept fundamental. Pe motiv că nu s-au dus să-l anunțe la primărie. Protest ad hoc, făcut în urma unor declarații ale premierului de ieri. Ce se cer de la jandarmi? Garduri au venit, cu amenințarea și cu avertizarea au venit și fac treaba de bâta în mâna oricărei guvernări.